Iubită Biserică, prin Iisus Hristos Domnul, iubiții noștri frați și surori, prieteni și oaspeți ai casei Domnului, îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru seara aceasta plină de har, pentru posibilitatea închinării și a slujirii pe care o avem în locul acesta. Am venit la dumneavoastră împreună cu frații mei de la Timișoara, în baza invitației pe care ne-ați făcut-o, ca în seara aceasta să fim împreună, aici, înaintea lui Dumnezeu, să ne bucurăm în părtășie sfântă și prin slujirea noastră să înălțăm numele Domnului. Amin. De aceea, încă de la început, vă salutăm pe toți, în numele drag și scump, al acelui care este Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Amin. Amin. Mă bucur tare mult să-l întâlnesc pe fratele păstor Ilie Bledea. Doresc ca Domnul să-l folosească în lucrarea sfântă de la Făget și Evanghelia plină de autoritate, curată, pe care o vestește, să producă zidire în rândurile bisericii, să lucreze mântuire în viața celor neîmpăcați cu Domnul și să-L înalțe pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Despre fratele Lăcugean, ce să mai zic? E ca la vârsta tinereții. Plin de vigoare, plin de entuziasm, plin de nădejde și doresc ca Domnul să-L binecuvinteze. Prețuiți-L ca pe un slujitor al lui Dumnezeu. Apreciați osteniala dragostei pe care a manifestat-o față de dumneavoastră și față de lucrarea din zonă, având în vedere că, într-o slujire consistentă și binecuvântată, a făcut atât de mult pentru lucrarea Împărăției din locul acesta. Ne bucurăm tare mult ca în seara aceasta să vedem un număr frumos de frați și surori prezenți la închinare. Cu siguranță, poate sunteți aici prieteni ai Cuvântului lui Dumnezeu, dorind din inimă ca Duhul Sfânt să aibă o binecuvântare specială pentru fiecare dintre noi. De este nevoie de pocăință și e nevoie la toți de lucrul acesta Dumnezeu să lucreze pocăință. Dacă Domnul trebuie să corecteze multe lucruri din viața noastră, să-i dăm libertatea să facă lucrul acesta. Dacă este Domnul, dacă este nevoie ca să fim învățați în seara aceasta, să fim ridicați pe o treaptă mai înaltă în cunoașterea lui Dumnezeu. La despărțirea de frații colegi de la Timișoara, fratele păstor Moise Vrăjitor și fratele păstor Ion Râncu, m-au rugat să vă transmit și salutul lor, plin de dragoste, primiți-l ca din partea Domnului și ca un cuvânt din partea Domnului pentru noi toți. Și pentru viitorul greu, dar totuși cu nădejde pe care îl avem împreună cu Domnul, am vrea să vă salutăm cu Evrei, capitolul 10, de la versetul 35 la versetul 39. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit, ce se va întâmpla cu el? Va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Dragii mei, în zilele pe care le trăim, cuvântul criză a devenit un cuvânt pe care îl folosim foarte des în vocabularul nostru. Vorbim despre criză economică, vorbim despre criză financiară, vorbim despre criză morală, vorbim despre criză familială. Însă,
De cele mai multe ori, aș vrea să știm cu toții că lumea, societatea, nu vorbește despre criză din perspectiva lui Dumnezeu. Adică, noi ca oameni nu privim adevărata criză prin ochii lui Dumnezeu, prin lumina lui Dumnezeu, prin observația lui Dumnezeu. Nu este vorba neapărat despre criza economică, nici despre creșterea taxelor, nici despre un anumit deficit bugetar sau surplus economic. Ci, dragii mei, suntem în criză. Ori de câte ori, ca oameni, ne îndepărtăm de standardele morale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Și când se va întâmpla lucrul acesta cu viața mea, sunt în criză. Și când se va întâmpla lucrul acesta cu viața fratelui păstor Bledea, va fi în criză. Și când se va întâmpla lucrul acesta cu viața dumneavoastră ca biserică, fără a fi ofensator, sunteți în criză. Se vorbește, așa cum am spus, despre multe feluri de criză. Și ca biserică, ca și popor al lui Dumnezeu, din când în când ne oprim și o identificăm. Și așa cum vorbeam, vorbim despre o criză de neprihănire, vorbim despre criză de mărturie sfântă, vorbim despre criză de exemplu personal, vorbim despre criza rugăciunii, vorbim despre criza postului, vorbim despre criza citirii Cuvântului lui Dumnezeu. Criză, criză, criză. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 14, te veți vrea să întoarceți împreună cu mine, citim următoarele cuvinte. Și spunea Dumnezeu prin slujitorii Săi, la versetul 15 și versetul 16, următoarele cuvinte. Barnaba și Pavel au vorbit și spun așa: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Și acum vă rog să rețineți. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Și Eclesiastul, înțeleptul Solomon, spunea la un moment dat că nu este nimic nou sub soare. Ce este a mai fost și ce trăim acum va mai veni. Declinul, spunea apostolul Pavel, este măsurabil. În 1 Corinteni, la capitolul 10, cu versetul 11, omului Dumnezeu, Sfântul Pavel, așeza următoarele cuvinte, spunând așa: aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. În Isaia 5, textul pe care noi l-am citit în seara aceasta, este o imagine, dragii mei, este un tablou, este un exemplu al unui început bun, dar în același timp al unui sfârșit rău. Un model de apostazie. Un tablou, dacă vreți, care vorbește despre un început pe baza gloriosului cuvânt al lui Dumnezeu, dar în același timp un tablou care se sfârșește cu judecata lui Dumnezeu. Și te întreb, când auzi o asemenea evoluție, ce s-a întâmplat? Să încep cu Domnul și să sfârșești fiind judecat de Dumnezeu. Să încep cu Cuvântul și să sfârșești departe de Cuvânt. Nu este altă explicație decât cea pe care ați observat-o în cuvânt. A intervenit păcatul. Și Isaia ne prezintă, dragii mei, o pildă în care poporul lui Iuda, poporul lui Dumnezeu,
a fost dus în robie datorită păcatului. Un cântec trist, un cântec al lacrimilor, un cântec al morții. Ce se putea întâmpla mai rău decât atât? Să faci o asemenea investiție și să nu găsești rod. Dumnezeu se prezintă ca un vier care face o investiție. Sădește o vie. Face un deas. O împrejmuiește. Se ocupă de ea. Și rezultatul să nu fie cel așteptat de el. Mă gândesc așa, să ai legea, să ai prorocii, să ai promisiunile lui Dumnezeu, să ai tot pentru viața ta spirituală și să nu înalți pe Domnul. Haideți să venim la noi. Să ai adunare, să ai cuvânt, să ai predicatori, să ai binecuvântările lui Dumnezeu, să ai sănătate, să ai Evanghelia la orice pas, să o auzi pe data de 8 februarie 2015 în Biserica Baptistă din localitatea ta. Să fie lumină, să fie căldură, să fie stare de pace, să ai atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Și să nu apreciezi harul pe care Dumnezeu ți-l dă. În seara aceasta, dragii mei, aș vrea să așez în fața dumneavoastră tabloul unei națiuni în criză. Să vedem de ce se poate ajunge la o asemenea situație și apoi care ar fi soluțiile ca să ieșim dintr-o astfel de stare. Întotdeauna, dragii mei, să știți că Dumnezeu vede ceea ce omul nu vede. În observațiile noastre, noi ne mai înșelăm. Și facem estimări, facem aprecieri care nu întotdeauna sunt în conformitate cu realitatea. Nu tot așa este valabil și în dreptul lui Dumnezeu. Dragii mei, când Dumnezeu se uită, El vede exact. Când Dumnezeu pătrunde în viața cuiva, vede exact ceea ce trebuie văzut. Și dacă în seara aceasta vom constata că în viața noastră sunt astfel de lucruri pe care profetul Isaia nu le poate identifica altfel decât ca fiind niște păcate în care poporul lui Dumnezeu a căzut, e vremea să ieșim din ele. E vremea să le părăsim, să ne întoarcem cu fața spre Domnul și să spunem din adâncul ființei noastre, Doamne, ai milă de noi! Vrem să ieșim din criză. Vrem să ieșim din starea în care ne găsim. Vrem să ieșim din situația de amorțială. Nu vrem ca începutul bun pe care îl avem împreună cu tine să se sfârșească rău și să fim judecați, să fim pedepsiți odată cu lumea. Sunt 6 valuri în textul acesta, însoțite de cuvinte de judecate din partea lui Dumnezeu. 6 condamnări pentru o stare de păcat. Și le vom lua pe rând ca să vedem despre ce este vorba și apoi să vedem soluțiile lui Dumnezeu. Mai întâi de toate, tabloul unei națiuni în criză este dat de goana după materialism. Goana după materialism. Uitați-vă ce scrie versetul 8. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc ogor lângă ogor până nu mai rămâne loc și locuiesc în mijlocul țării. Când există în viața unui individ, în viața unei familii, în viața unei națiuni, în viața unui grup de oameni, această goană după materialism, dar care uită total pe Dumnezeu. Acel om, acea comunitate de oameni este în criză. Isaia profetul spune că, de fapt, spiritul acesta de lăcomie a distrus rânduiala lui Dumnezeu
pentru Iuda și Ierusalim. Era o lege și vreau să vă aduc aminte de ea în seara aceasta, dată de Dumnezeu prin Moise. Era o lege prin care, în anul sabatic, tot la 7 ani, să nu lucrezi pământul, pământul să fie lăsat așa, să se odihnească, și săracii, necăjiții, cei care n-au un obor de unde să semene, să beneficieze de pe urma îndurării lui Dumnezeu. Era de asemenea un an de veselie, tot la 50 de ani, era un an jubiliar în care trebuia să restitui averea, trebuia să lași robii să fie liberi, ca o dovadă a milei și ca o dovadă a îndurării lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Israel, sub nicio formă, nu păzea legea. Israel nu l-asculta pe Dumnezeu. Și vine pedeapsa, vine judecata. Și o spune Isaia, aveți case goale și pământ neroditor. Și auziți, 10 cogoane de vie, care înseamnă un bat, cam 24 de litri, cantitate de producție, un omer de sămânță, adică iarăși de 24 de litri, un ogor neproductiv. Frații mei, nu e aceasta starea pe care o trăim și noi? Ne trudim, ne muncim, ne ostenim într-o parte și în alta. Și omenirea nu se mai bucură de satisfacție. Omenirea nu se mai bucură de ce are. Am întâlnit nenumărați oameni cu case frumoase, cu condiții deosebite. Și oarecum încercam așa o provocare la mulțumire. Și cei mai mulți îmi spuneau, dar credeți că avem timp să ne bucurăm de tot ce e aici? Altfel spus, credeți că mai avem satisfacție pentru ce avem? Să devii ca om, ca un mecanism. Să te zbați, să te cheltuiești, să-ți dai toată energia și toată suflarea în goana aceasta după materialism. Și să aduni și să faci și să agonisești cât mai mult, ca și cum aici, pe pământul acesta, ai dobândit toate lucrurile și aici ai trăit veșnic. Dumnezeu însă voia de la poporul său Israel să-și găsească plăcerea în el. Dumnezeu voia de la poporul Israel ca acela pe care l-a ales și l-a scos din robie ca să fie poporul lui și să fie națiunea binecuvântată de către Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Să-și găsească plăcerea în el. Dar Israel n-a vrut să-l asculte pe Domnul. Și au spus ei, parcă ne luăm noi fericirea în mâini. Ne luăm noi viitorul în mâini. Ni-l facem noi. Ni-l asigurăm noi. Ne facem case, ne facem palate, ne facem avere, ne facem stare. Când un om se găsește într-o asemenea situație, dragii mei, cu toată libertatea Duhului Sfânt și pe baza cuvântului pe care îl predic în seara aceasta, o spun cu tărie, este în criză. Să uiți de Dumnezeu care te-a făcut. Să uiți de Dumnezeu care te-a binecuvântat. Și de dimineața până seara să-L ignori. Maria Magdalena, fiind în grădina Învierii, a simțit că l-a pierdut pe Domnul. Se uită la acel om care a intrat în grădină, crezând că este grădinarul, și spune, l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ce gând, ce aspirație, ce dorință. Parcă spunea femeia aceasta, nu pot fără Domnul. Viața mea, interesul meu, viitorul meu este legat de Domnul. Frate și soră în Hristos, vreau să te întreb în seara aceasta, pentru ce bate inima ta?
Va binecuvânta Dumnezeu să locuiți într-o zonă atât de frumoasă. De când eram copil, veneam cu formațiile bisericii din Bolvașnița, aici la dumneavoastră, și întotdeauna m-a uimit zona aceasta prin frumusețea ei. Pentru ce vă bate inima? Pentru ce vă ispoviți? Nu stau în fața dumneavoastră să spun că n-are valoare munca cea de toate zilele și pâinea pe care o câștigăm pentru copiii noștri și pentru familiile noastre. Dar venea Domnul Iisus Hristos și spunea: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ca pocăiți. Nu cumva l-am uitat pe Domnul? Israeliților li s-a transmis gândul acesta. Când veți fi binecuvântați, când veți avea case, când pământul va rodi, să nu mă uitați pe mine. De mă veți uita, veți intra în criză. Nu veți avea satisfacție. Nu veți avea bucurie. Apostolul Pavel în 1 Timotei, la capitolul 6, cu versetul 9, spune așa: cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite. Și vătămătoare care cufundă pe oameni, știți unde, frații mei? În prăpăt și pierzat. N-ați auzit la făget de oameni care sunt deja în prăpăt și în pierzare din goana după materialism? În țară. E plină țară de astfel de oameni. Și auziți, spune Pavel, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rădăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Suntem chemați să ne deschidem inima față de Dumnezeu. Suntem chemați să ne deschidem inima față de semeni. Și într-o vreme în care parcă sănătatea și puterile sunt atât de slabe pentru fiecare dintre noi, într-o vreme în care semnele vremurilor ne spun la unison că vine Domnul, prea mulți suntem plecați cu privirea noastră în jos și prea puțin ne ridicăm privirea spre Dumnezeu. Ca să ieșim din criză, n-avem altă soluție decât să spunem ca psalmistul: cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc din neam în neam lucrările Lui. Asta e soluția. Asta înseamnă să ieșim din starea în care ne găsim, ca să se îndure Domnul de noi, să aducă vremuri de înviorare, să binecuvinteze țara, să binecuvinteze Domnul lumea, să binecuvinteze Domnul familiile noastre. Merg mai departe. Un al doilea indiciu al unei națiuni în criză, care dă tabloul acesta sumbru: interesul pentru plăceri. Versetul 11, dacă dumneavoastră întoarceți pagina, spune așa: vai de cei ce vis de dimineața leargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin. O caracteristică a unui alcoolic, al unui dependent de băutură. Vedeți, parcă apogeul gândirii pentru plăceri este atins acum. Mai contează cum ajungi la starea de a te simți bine. Și ce contează este să ajungi. Fă ce crezi, fă ce îți place, numai să te simți bine. Banchete, cluburi, petreceri de toate felurile au trecere în orice vreme. În orice vreme. Să găsești plăcere în toate acestea și să nu te gândești la Dumnezeu. Să nu te gândești la Dumnezeu. În vara trecută am avut posibilitatea să trec prin Tesalonic
în Grecia, cel de-al doilea oraș ca mărime din Grecia, mi s-a dat să văd ca nicăieri în altă parte pe unde am umblat, atât cât am umblat, un oraș înțesat de tineri care nu știau altceva decât să bea și să fumeze. Credeți-mă, cuvintele nu sunt în stare să exprime șocul pe care l-am trăit. Să văd acolo pe o faleză, la mare, enormă faleză, o mulțime de tineri care știau să facă doar ce-am spus. Și Solomon spunea, de fapt, nu e nimic nou sub soare. Numai că atunci când oamenii sunt aplecați spre asemenea plăceri, ei de fapt sunt în criză și nu realizează lucrul acesta. Profetul Amos, care oarecum a trăit în vremurile acelea ale apostaziei, spunea la un moment dat, în capitolul 6, la versetul 4, la 6, următoarele cuvinte, și aș vrea să vă citesc aceste versete, să vedeți ce vorbire figurativă folosește Amos și spune așa. Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor. Mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul alăutei, se cred dispusiți ca David în instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun om de lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iacov. Există o mare preocupare pentru frumos și pentru tot ce se vede. Și parcă nicăieri în istoria acestui pământ n-a fost o înclinație atât de mult pentru tot ceea ce este trupesc. Totul pentru trup, dar totul pentru trup. Și mai nimic pentru suflet. Omule, suflete, ai multe bogății de acum încolo. Bia, veselește-te, trăiește-ți viața, spunea bogatul din pilda Domnului Iisus. Nebunule, a venit o voce care i-a vorbit. Nu știi că noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Ce e de făcut? Să nu uiți de cel desăvârșit în frumusețe. Nu să te preocupe doar frumusețea ta. Nu să te preocupe doar plăcerile tale. Ci să te preocupe ce îi place Domnului. Ce produce bucurie lui Dumnezeu. Mă gândeam la începutul anului ce angajament frumos ar fi acesta. Să rostim rugăciuni înaintea lui Dumnezeu prin care spunem, Doamne, prin harul Tău mai mi-adaugi un an la viața mea. Vreau, mai mult ca oricând, să fac anul acesta ce-ți place ție. Vreau ca prin viața mea să-ți produc bucurie. Vreau așa să trăiesc încât să te bucuri de viața mea. Vreau să uit trupul acesta de țărână care oricum se trece. Și vreau să mă preocupe sufletul meu. Vreau să pun preț pe omul meu lăuntric. Vreau să stau în părtășie cu tine. Vreau să îmi hrănesc interiorul. Vreau să îmi frumusețez viața lăuntrică. Vreau, Doamne, să mă preocupe curățirea mea interioară. Nu contează dacă trupul acesta se trece. Nu contează dacă viața aceasta pământească poate în mare măsură la toți seamănă. Ceea ce contează pentru mine este să trăiesc frumos înaintea lui Dumnezeu. Psalmistul, în Psalmul 139, la versetul 17 și versetul 18, spunea următoarele cuvinte. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Și în seara aceasta vreau să te întreb cât se poate de serios. Ești gata
să ieși din criză? Ca să fii gata să ieși din criză, trebuie să iei o decizie fermă și să-i spui, Doamne, până acum am vrut să-mi plac mie însumi. Am încercat să-mi asigur de toate. Și plăceri, și grijă, și bunăstare, și bucurie, și tot. Dar poate dacă mi-am neglijat sufletul meu, am fost realmente într-o criză de care poate nici nu mi-am dat seama. Trupurile noastre sunt prețioase, pentru că spunea Pavelele, sunt templele Duhului Sfânt. Dar noi nu trăim numai pentru viața aceasta. Într-o clipă, eu și dumneata. Cu tot interesul acesta pentru ce înseamnă frumos, din punct de vedere fizic, putem pleca de pe pământul acesta, într-o boală, într-un accident, cu un diagnostic umplit pe care l-ai putea auzi, ți-ar schimba în totalitate, poate, viitorul. Dar ce te faci dacă nu te-ai preocupat de sufletul tău? Ce te faci dacă pentru viața ta n-ai avut niciun interes? N-ai avut nicio libertate de a te preocupa? Isaia vine și spune, eu vreau ca voi să ieșiți din criza în care vă găsiți și să vă preocupați de sufletele voastre. Vreau să merg mai departe. Profetul vorbește, dragii mei, și despre un al treilea lucru care zugrăvește tabloul acesta al crizei în care ne putem găsi. Și anume, și nepăsarea față de păcat. Uitați-vă la versetul 18, este un salt mare până la versetul 18, unde este cel de-al treilea vai. Și spune așa. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. O imagine. Și auziți. Încerc să reproduc ce spune Isaia. Așa mult păcat încât să nu-l poți duce singur. Tradus, asta spune Isaia. Așa mult păcat încât să trebuiască să fie ajutat ca să-l porți. Și uitați-vă în jur. Uitați-vă pe străzile Făgetului. Uitați-vă la televiziuni, uitați-vă la revistă. Pământul este promovat pe stradă, păcatul este promovat pe stradă, prin mijloacele media, prin educația de astăzi. Și în versetul 19, Dumnezeu așează cea mai cutremurătoare afirmație acestui capitol. Auziți? Și zic, să-și grăbească! Să-și facă iute lucrarea, ca să o vedem. Să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să se aducă la îndeplinire ca să o cunoaștem. Știți ce spune poporul aici? Doamne, noi suntem păcătoși. Însă vrem să te vedem cum ne pedepsești. Vrem să-ți vedem urgia. Vrem să-ți vedem pedeapsa. Dacă poți, arată-ne ce poți. Apostolul Petru spunea în 2 Petru la capitolul 3, cu versetul 3 și 4, în vremurile din urmă vor fi baciocoritori, care vor baciocori toate lucrurile și două lucruri elementare sunt acolo. Spune Apostolul Petru, vor întreba unde este făgăduința venirii zilei lui Dumnezeu, căci de la întemeierea lumii lucrurile nu s-au schimbat. Ele rămân cum au fost făcute. Ce creație? Cum să fie create absolut toate lucrurile? Ele sunt un hazard. Ele sunt o întâmplare. Ele sunt o glumă. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni baciocoritori, plini de baciocuri, care vor trăi după poftele lor. Parcă poporul spune, să facă Dumnezeu
ceva dacă nu-i place. Să acționeze Dumnezeu dacă nu-i place. Frații mei, n-avem senzația că păcatul este la o asemenea cotă încât este o provocare directă la adresa dreptății și sfințeniei lui Dumnezeu? Poate nu rostim cuvintele izraeliților astăzi, prin care spunem, Doamne, vrem să vedem ce ne faci. Dar parcă la un asemenea nivel se trăiește în păcat, încât e o provocare la adresa lui Dumnezeu. Ca El să acționeze. Ca El să intervină. Se spune despre orașul Pompei, care a fost distrus de lava vulcanului Vesuviu în anul 79 după Hristos. Că lava acestui vulcan i-a cuprins pe oameni în starea lor de păcat. Și am avut posibilitatea să vizitez partea aceasta de oraș care a mai rămas, orașul istoric Pompei. Acolo erau diverse imagini, diverse ilustrări ale stării de păcătoșenie în care se trăia în vremea aceea în Imperiul Roman, te cutremurai. Și a venit judecata lui Dumnezeu și a prins de vii în păcatele lor. Spunea omului Dumnezeu Solomon în capitolul 14 cu versetul 34, neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul ce este? Rușinea popoarelor. Păcatul este rușinea popoarelor. În Daniel capitolul 9 cu versetul 4 la 8, Daniel, reprezentantul poporului în fața lui Dumnezeu, spunea și mijlocea înaintea Domnului, Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Nouă! Am păcătuit. Suntem greșiți înaintea Ta. Este nepăsare față de păcat. Și, o, cât e de mare stare de păcat. La făcerea din Timișoara și România în întregime. Nepăsare față de păcat. Din păcat în păcat. Profetul Isaia, când a stat înaintea lui Dumnezeu, în Isaia, capitolul 6, mărturisea și spunea, vai de mine, sunt necurat! De ce sunt necurat? Pentru că locuiesc în mijlocul unui popor păcătos, care trăiește în păcat și are buze necurate. Din pricina aceasta este vai de mine. Mă gândesc că e prea tăcută biserica. Prea tăcută biserica. Pentru nepăsarea față de păcat. Poate de multe ori a noastră și a celor care ne înconjoară. Când de fapt fețele noastre ar trebui să fie brăzdate de lacrimi pentru semenii noștri și pentru starea de decadență morală și spirituală în care ne găsim. Să ridicăm rugăciuni înaintea lui Dumnezeu și să spunem înaintea Domnului, Doamne, nu ne pedepsi odată cu lumea. Doamne, nu îngădui pentru noi judecata Ta, cum vei rândui lucrul acesta pentru toți cei păcătoși. Când vine potopul lui Dumnezeu prin ploaie, într-o clipită ne dăm seama ce poate face suveranul Dumnezeu pentru o națiune. Să ne mădure ca și cum n-am fi. Urgia lui Dumnezeu. Și omul, spune cartea Apocalipsa, își încleștează dinții, gura, își împietrește inima și rămâne în păcatul lui. Ați văzut starea aceasta la făget? De foarte multe ori. Care e soluția? Să părăsim păcatul. Să ne pocăim. Apostolul Ioan spunea 1 Ioan la capitolul 1, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. Căci toți au plăcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea, dar darul fără pată lui Dumnezeu este viața veșnică. Soluția este să părăsești păcatul ca să nu mai fii în criză.
Rezolvarea pentru sufletul tău este să abandonezi o stare de compromis spiritual și să spui, Doamne, ai milă de viața mea. Când păcatul este portat cu ajutoare, cu șleaue, spune Isaia, unei căruțe, cu funii, e criza. E criza. În seara aceasta însă, eu vreau să cred că pe baza Evangheliei fiecare dintre noi putem ieși din ea. Putem să evadăm. Pentru că Domnul dă soluții. Domnul dă rezolvare. Pe mai departe. Al patrulea lucru care zugrăvește tabloul crizei spirituale, crizei în care se poate găsi o națiune, o familie, un individ, este dat și de răsturnarea valorilor morale. Versetul 20. Fai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Și noi, dragii mei, să știți că trăim într-o astfel de societate. Concubinajul este bun și puritatea este rea. Așa spune societatea. Divorțul este bun, că dacă nu mai merge, că nu se-ți pierzi sănătatea. Nu? Divorțul este bun, spune societatea. Și viața de familie, că nu mai merge, poți să o părăsești. Minciuna este bună dacă îți îndeplinești scopul tău. A iubi pe Dumnezeu pentru că este un lucru rău, pentru că din punct de vedere politic este incorrect, ofensez. Și astăzi sunt discuții mari, să nu fii jignitor împotriva musulmanilor, împotriva hindușilor, împotriva budiștilor. Nu-ți mai declar iubirea față de Dumnezeu. Că-i jignești. Dar este, lucrul acesta este tot una cu a îmbrățișa, o minciună. Este tot una cu a te complace în minciună. Credința în Iisus Hristos, ca singură cale a salvării, este rea, spune societatea, pentru că este o cale limitată. Limitată, prea grea. Adăugăm, mai punem, sunt soluții alternative, nu pustime din asta, care se propagă în unele adunări. Să ridici ca adevărate valori standarde greșite. Standarde greșite. Încercarea de a stabili o nouă moralitate. O nouă moralitate. Solomon, în Eclesiastul capitolul 3, cu versetul 14, făcea o remarcă care dă mult de gândit, ori de câte ori o citesc. În Eclesiastul la capitolul 3, cu versetul 14, spune cuvântul așa, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Standarde perfecte, standarde autentice, standarde la care nu mai poți adăuga nimic. Și când sunt răsturnatele valorile normale în viața unei națiuni, acea națiune este în criză. În criză. Sunt anormalități la făget? Sunt foarte multe. Sunt și la Timișoara și sunt peste tot. Când binele e rău și rău e bine, pentru un om, pentru o națiune, acolo e criza. Dar, dragii mei, seara aceasta, Dumnezeu ne dă soluția. Și soluția lui Dumnezeu nu este alta decât aceasta. Că voi spuneți da, daul vostru să fie da. Și când voi spuneți nu, nu-l vostru să fie nu.
orice vorba voastră să fie cu har și dreasă, cu sare. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul de zidire. Adevărul, spunea Domnul Iisus Hristos, vă face sloboți. Cuvântul tău este adevărul. Să spui în seara aceasta, Doamne, îmi dau seama că de multe ori sunt ispitit să plec și eu urechea la răsturnarea adevărului, la îmbrățișarea minciunii. Uneori mai cochetez și eu cu amăgirile acestei lumi și spun că ce-i bine e rău și ce-i rău e bine. În seara aceasta să aibă Domnul milă de noi, de fiecare. Adevărul e adevăr. Și Domnul Iisus Hristos spunea, eu sunt adevărul. Și ce vine de la El, niciodată nu va fi într-o continuă schimbare. Ce a spus El în trecut, e valabil astăzi și va fi valabil când lasă Dumnezeu cerul și pământ. Și Dumnezeu îți spune în seara aceasta că pocăința este bună. Poți să crezi că este bună? Pocăiți-vă, dar. Și întoarceți-vă cu fața spre Dumnezeu. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor, părinților noștri, cărora ei îi slujeau acolo, dincolo de râu? Sau Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov? Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Credința e bună. Să crezi în Dumnezeu. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede. Și de vei crede, vei fi mântuit. Credința este o deplină încredințare în lucrurile care nu se văd. În lucrurile pe care simțurile noastre nu o pot pricepe. Asta e credința. Și e bună. Și când te pocăiești și crezi, ajungi la mântuire. Și mântuirea nu era. Mântuirea înseamnă salvarea sufletului tău. Mântuirea înseamnă să-ți părăsești modul de viață, să vii la Domnul Iisus Hristos și să spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, primește-mă înaintea Ta. Doamne, nu ține în seamă păcatele mele de odinioară. Înțeleg că e bună pocăința. Înțeleg că e bună credința. Primește-mă ca pe un slujitor al Tău și dă mântuire pentru viața mea. Asta înseamnă să numești adevărul adevăr. Și să ieși din criză. Știți care e problema celor mai mulți oameni? De fapt, starea este rea, în realitate, dar ei se văd buni. Da? Eu rău? Ce-o spun? Vezi ce mai rău la viața mea? Eu spun. Să-mi vezi cum te găsești. Și anume, să răstălmăcești valorile morale ale lui Dumnezeu. Merg mai departe. Este și un al cincilea lucru care zugrăvește tabloul crizei, și anume gândirea mândră. Versetul 21. Vai de cei ce se socot înțelepți și se cred pricepuți. Mândria a caracterizat starea îngerilor căzuți. Mândria i-a motivat pe izraeliți în multe acțiuni care au atras judecata lui Dumnezeu. Și de respind vreodată adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, ce mai rămâne? Mai rămân doar opiniile mele, care pot fi greșite. Că respind adevărurile cuvântului lui Dumnezeu și îmi creez singur propriile mele percepte, propriile mele idei, eu nu mai sunt nimic. Toată lumea este înțeleaptă în propriile opinii. Spunea cineva, când există părere absolute și nenegociabilă, poate fi provocată o criză. Când te simți
mândru și de plin corect în părerile tale, poate fi provocat o criză. Și Dumnezeu din cer privea la omenire și o vedea mândră și a dat verdictul. E în criză. În cartea Genesa, la capitolul 6, se spune despre oamenii din timpurile acelea care aveau gândurile îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Oameni mândri aveau intenții de înălțare, să-și facă un turn, să-și facă un nume, să fie cineva pe pământ. Și Dumnezeu i-a nimicit.